Iuliana îi făcea și Simonei rezumatul întâmplărilor din ultimele zile. Ne-am certat, ne-am împăcat și suntem prieteni. Și rămânem prieteni, domnule Roberto. Cam atât. De ce v-ați certat? Gen, el nu înțelegea ce mă deranja pe mine, știi? Cum te deranja pe tine, ce am zis eu, Giulia, așa mă deranja și pe mine ce ai spus tu, Denise, pe videocall. Și am ajuns cumva la concluzia că chiar dacă o să fii, chiar dacă el acum și-a cerut scuze de la mine, el și-a cerut acum scuze de la mine doar ca să mă fac să mă opresc din plâns. Nu pot la seama cât de greu poate să-ți fii să mă înțelegi de ce mă deranjează. Nu mă înțelegi deloc, eu îți spun o chestie și tu înțelegi total alta. Pentru că el nu simte chestia asta, că am redeschis subiectul de două ori când am fost sus în cameră. Adică, practic, n-am rezolvat nimica. Deci chiar n-am rezolvat nimica. El o ține pe-a lui și eu încăpățânată și el încăpățânat. Și chiar acum i-am zis printre uși, na, rămânem prieteni. Nu se poate altcumva. Că nu cred că... Deci am fost apropiați acum, n-am ce zice. Cumva, gen, mi-i place de el... Lui cred că îi place de mine, dar nu cred că o să reușim să ne înțelegem. Deși chiar mi-aș dori să fie ceva între mine și el, doar că na. Nu vreau să stau, știi, să mă cer cu el în continuu pe situații pe care chiar nu aș vrea. Am plâns aici ca, cred că ca o nebună, vreo două ore aproape. Da. Pentru că dacă nu îmi păsa de tine și nu voiam să am ceva cu tine, eu nu mai stăteam în momentul de față să-ți plâng în față, că eu nu-s genul de om care fac așa. El are o gândire diferită de a mea, eu gândesc altfel. Nu zic că gândirea lui este greșită, poate a mea este greșită, sau poate amândurora. Dar nu merge chestia cu... Înțelesul. Și sus, din nou, ca să își ceară scuze, era doamna Loredana și doamna Loredana a zis, măi, eu am vorbit cu tine, nu e ca și cum îți cer scuze și gata, știi? Adică dai un om, dai în cap la om și după vii și îți ceri scuze. Ajută cu ceva scuzele alea? Mm. Adică chiar dacă, cum îi zici, și-a cerut scuze față de mine și chiar simt că îi pare rău, în aceeași măsură m-a pus și pe mine de două ori m-a pus într-o situație foarte proastă. Odată cu Denisa că o chemat-o în casă și a doua oară că m-a zis că m-am uitat la Antonio. Crezi că pe mine nu m-a deranjat? Cum să spui tu? Pentru că tu prima dată ai chemat-o pe Denisa și după ca să te scoți tu ai spus de mine că eu mă uit la Antonio. Și bunii la fel. Nu știu, nu prea mai am tragere de inimă, deși chiar îmi place de el. Aș crede că fac un efort în momentul de față să nu mă ridic, să plec. Nici pe mine nu mă înțelegea Andrei la început. Adică că eu trebuie să le iau treptat ușor, câte puțin, câte puțin, să ne grăbim până și-a dat seama și suntem prea. Da, și asta e drept. Deci și există, dacă tu vrei ca persoană să... Nu știu, să schimb ceva la tine și astea, eu, sigur. Eu acum aștept să văd cum o să reacționez cu fata care intră acum în casă. Foarte bine. Asta aștept. Dacă el o să schimbe comportamentul față de mine în momentul în care fata respectivă o să doarmă la ei, eu mă retrag cu totul. Oricum, las-o așa și vei vedea ce se va întâmpla. Eu oricum rămân cu el la stadiu de prieten momentan. Urmă și runda a doua de discuții, de data aceasta cu Giulia. Faci cum simți. Eu acum sunt două, zic sincer, sunt două. Mă simt și atrasă de el, dar și nu, știi? E un fel de două feluri, nu știu, ești nesigură. Păi acum ești nesigură pentru că oarecum nu ți-ai găsit nicio explicație din partea lui. De asta ești așa. Momentan nu vreau să mai fim într-o cunoaștere sau ceva de genul. Chiar nu. Rămânem prieteni, pur și simplu. Da, rămâneți prieteni. Ce e așa mare brânză? Da. De ce trebuie să te consum? Și de ce trebuie să plângi? Că nu te înțeleg. Ți-o da cineva în cap? Nu, dar m-am ofticat că... De ce nu... El a început toată chestia cu Antonio. El a spus. Că dacă nu îi spunea el doamna Eleonora, doamna Eleonora nu-mi spunea că am ochi pentru altcineva. Nu, aci Iuliana, timp să te contrazic un pic. Nu, doamna Eleonora, ea așa a văzut. Și uite, eu oricum sunt sinceră, o să o mai cunoștu, dar analizând și așa, într-adevăr, și când ai intrat, te uitai după Antonio. Nici tu nu poți să zici da, că nu. Da, într-adevăr, nu pot să zic că nu. Prima dată m-am uitat la Roberto și după m-am uitat și am analizat tot și m-am uitat da. Și la Antonio. Nu da, zic nu. Asta, dar nu că doamna Eleonora, nu, ea a zis că a văzut ea, nu că după da. Ce a zis Roberto, nu. Da, dar într-adevăr, dar nu mi s-o a prins călcâile neapărat după altcineva sau am pentru altcineva. Pur și simplu. Gen, dacă aveam dispus, cred, mă, Giulia, că îi spuneam.
Capricile iubirii. Păi măi, oameni buni, ieri vă las într-un fel, azi vă găsesc altfel. Unde dai și unde crapă. Ieri tu găseai toate oportunitățile din lume pentru a fi cu Roberto și deodată ce s-a schimbat? Păi, ce s-a schimbat aseară după emisiune? Pentru că înțeleg că de aseară lucrurile s-au... Nu neapărat doar de aseară, doar că am decis că momentan... Antonia, tu de ce dai din cap? Păi aseară stăteam în brațe. Nu mai înțeleg nimic, stăteam în brațe lui Roberto. Ideea este în felul următor. Deci... Ia zic tu. În continuare, mă simt atrasă de domnul în cauză, de Roberto. Deci, îmi place de el. Deci subliniez chestia asta de 7 ori, că nu mi-e greu să fac de 7 ori. Dar nu ne înțelegem, eu vreau să ajungem la un numitor comun. Deci nu știu cum aș putea să ajung să mă înțeleg cu el. Simt că dacă ar fi să fie ceva pe viitor și să avem o situație în care, nu știu, ar fi o discuție mult mai serioasă. Eu aș avea o altă părere, el altă părere și nu am putea ajunge la un numitor comun. Da, într-adevăr, m-ai văzut că era mai el în braț și așa. Pentru că simt ceva pentru el. Dar te-ai uitat sau nu te-ai uitat, Antoni? Nu. Păi s-a uitat acest feminin, că s-a uitat. S-a referea când a intrat. E o diferență. Iuliana se referă când a intrat în casă. I-a adică atras... acum 5 zile. O săptămână. Da, atunci. Nu atunci acum. S-a Măi, dar eu cred că atunci s-a uitat la fiecare în parte, că a fost femeia curioasă, a intrat în casă, doar nu o să meargă așa să-și pună ochelari de cale. Când te refereai, că tu ai spus? Ia zi, Giulica, mamă. Acum vă spun. Da, într-adevăr, când a intrat ea în casă, dar ea a și spus că... Vizual. Când a intrat, da, vizual, de afară, Antonio i-a atras atenția. Și totuși, Iuliana, tu ce vrei de la Roberto? Că văd că nu-ți convine nimic. Da, nu, vrei, nu ești nici cal, nici măgar. Nu vrei nici albă, nu vrei nici neagră. Dacă a venit omul să-și ceară scuze, n-a fost bine. Că de ce își cere scuze? Că odată ce ți-a dat în cap, nu mai contează scuzele. Dar totuși îți place și ai vrea să fii cu el. Dar vrei să discuți cu el liber și sincer, dar în momentul în care omul își spune partea lui de adevăr, tu o ții tot pe-a ta. Adică nici tu nu ești dispusă să... empatizezi cu el, să-l înțelegi. Aici nu ne înțelegem. Nu am zis că este doar vina lui și sunt conștientă de faptul că există și o problemă la mine. Deci sunt foarte conștientă de faptul că am și eu o problemă pe care trebuie să o rezolv. Nu am aruncat toată vina pe el, am și spus și în materiale. Da, dar n-ai dat și soluția. Știi că în momentul în care vii și spui, băi, ai făcut chestia asta, eu aș vrea să rezolvăm și o putem rezolva în felul ăsta. Adică dă și soluția. Nu aștepta așa să vină el și să te stingă cu apă, că n-are de unde să știe ce fel de apă să folosească. Poate au nevoie de terapie, nu? Zic și eu. Nu aveați clienți până acum, suficienți. Am zis, nu? Serios? Chiar ar avea nevoie de terapie? Păi da, și asta ar trebui să terapie de cuplu lumea. Sau terapie de... cuplu, că dacă e fiecare, ea a zis, domnule, suntem orgolioși amândoi. Păi cu orgoliu nu se construiește nimic. Hai, poate învățăm să punem câte o cărămidă acolo pe comunicare, să întrebăm alb răspicat cu o foaie în față, ce vrei de la mine, să vedem ce putem să acoperim de acolo. Poate așa trebuie să înceapă lucrurile, na. Păi ia zi-mi cum, că uite, păi facem simplu, aici exact o... așa, trebuie să stea de vorbă, nu să ajungă direct la lupta asta de putere. Te-aș place, dar nu te-aș place. Te-aș vrea, dar nu te-aș vrea. Bun, care sunt problemele cu mine? Ce nu e în regulă? Asta. Puneți-vă față în față, luați-vă foaie de hârtie și discutați fiecare dați argument. Dați extemporal, scoateți o foaie de hârtie. Aoleu, aveam oroare de chestia asta. Că e chiar nimerit eu și oportun. Eu cred că mai degrabă trebuie să învețe să asculte în primul rând. Pentru că eu i-am auzit spunându-și oful, fiecare în parte și-a spus oful, dar nu l-ați ascultat. Eu nu l-am înțeles nici până acum, iar. Da. Care e oful? Nu l-am înțeles. Oful e că... Bine, am înțeles. Tot ce știu e că e prea afectuos Roberto. Și de aici... Dar stați că poate avem o minte limpede și nouă. Ia să auzim, domnișoara jurnalist. Eu vreau să întreb pe Iuliana un singur lucru. Care a fost momentul în care ea și-a dat seama că îl place pe Roberto? Că a fost ceva forțat sau a fost ceva care chiar a fost o sclipire? În momentul în care am intrat acasă, primul contact vizual pe care l-am avut cu el. Și atunci am simțit că ar trebui să discut cu el și să vorbesc mai multe cu el. Când te-a întrebat dacă îți place puiul cu smântână? Înainte de asta, când am avut prima dată contactul vizual.
Și apoi totuși ai spus că ai simțit nevoia să-l analizezi și pe Antonio. Ce te-a făcut să ții ochii de la Roberto și să te îndrepți către Antonio? Nu am zis că am simțit nevoia să-l analizez. Am spus că înainte să intru în casă, vizual, Antonio mi-a atras atenția. Părul lui creț, mă. Pe material a spus că în momentul în care a intrat în casă, adică nu era de dinainte, era clar. M-am văzut cu